Bună seara tuturor, sunt Tarotela cu etalarea pentru cei cu soarele lună Venus ascendent în Capricorn pentru noiembrie 2019. Am amestecat cărțile și înainte să încep etalarea propriu-zisă, vreau să vă transmit câteva scurte mesaje. Am văzut, cred că de cel puțin 2 ori, 5 de monede în timp ce amestecam cărțile. Ceea ce vorbește de o separare, de o singurătate, de un moment în care nu mai comunicați cu cineva, de o senzație de răceală într-o relație sau în comunicarea cu cineva. Poate unii dintre voi aveți probleme financiare sau pur și simplu v-ați separat de cineva drag și vă simțiți oarecum conjurați de o iarnă. Și spun de iarnă pentru că am văzut și eremitul. Eremitul care adesea e sugerat ca un călugăr care umblă noaptea prin întuneric și prin frig. Iar o senzație de singurătate, de însingurare, dar necesară pentru a vă înțelege, pentru a vă descoperi lumina, lumina interioară sau lumina într-o situație, într-o răspunsurile la niște întrebări foarte importante. Eventual, și știm că există Saturn în casa voastră, a întâia sau eu știu unde, ce reprezintă Capricornul pentru fiecare dintre voi, există acest Saturn care vă îngreunează, vă provoacă, vă dă niște lecții, dar necesare pentru evoluția voastră. În timp ce amestecam cărțile, am mai văzut luna și iar 5 de monede. Pentru unii dintre voi există această însingurare datorită unui semn de apă. Luna în general reprezintă semnul racului, al peștilor sau al scorpionului sau persoane cu planete în aceste zodii. Poate însingurarea voastră o țineți secret. Poate există niște probleme pe care nu vreți să le arătați altora. Da. În fine, haideți să vedem, să discutăm aceste cărți de oracole. Interesant este și iar mă repet și probabil o să zic de multe ori interesant, pentru că mi-am făcut deja un obicei din chestia asta, dar asta e, treceți. Bine ar fi să nu fac alte greșeli cu acest Mercur retrograd. Ați primit chiar cartea care confirmă că aceste etalări pe unii dintre voi cel puțin vă ajută. Iar practica sau practicarea unor abilități evident, vă ajută în cariera pe care ar trebui să o urmați. Cartea aceasta vine să vă ofere un răspuns la niște întrebări legate de îmbunătățirea carierei voastre sau cum să vă concentrați timpul, atenția pe anumite îndemânări, abilități, hobby-uri, interese, pasiuni, care evident în timp, prin această practică, prin îmbunătățire, vă vor ajuta la un moment dat. În ceea ce aveți voi de făcut în misiunea voastră spirituală, profesională, în scopul vieții voastre. Dacă cumva nu sunt coerentă, vă rog să reveniți peste o săptămână, două sau când se termină Mercur. Când iese din retrogradare Mercurul acesta păcătos uneori. Dacă sunt coerentă și nu înțelegeți voi, iar reveniți. S-a nimerit să întârzie etalările, dar probabil că totul are un scop. Să transmit anumite mesaje în această stare de confuzie, probabil la nivel colectiv de grup. Spuneam că această practică sau practicarea unor hobby-uri, unor pasiuni, vă ajută să vă pregătiți pentru o direcție profesională probabil la care nu v-ați gândit până acum și care este necesar a fi experimentată.
Dar nu doar practicarea, se termină, sper că nu se termină bateria, nu doar practicarea în sine, ci și vizualizarea vă va ajuta în această direcție. Probleme cu bateria. Nu uita să o încarc. În continuare, această carte, numărul 3413, poate să vă spună ceva. Această carte vă aduce aminte că este bine să primiți dragostea cu apreciere și posibil că nu a venit întâmplător. Poate că la un moment dat anumite persoane v-au, și nu mi-o luați în nume de rău, asta este cartea, o citim. Anumite persoane v-au arătat dragoste, apreciere și dintr-un motiv sau altul poate nu ați exprimat același lucru, da? Pentru ei. Sunteți chemați să apreciați ceea ce primiți. Ca să fii politicos cu cineva care îți oferă orice simplu de orice act de amabilitate, chiar nu este mare lucru. Îngerii vă încurajează să fiți mai grațioși în felul în care primiți amabilitatea celor din jur. Dragoste, atenție, orice. Eventual, îngăduiți cuiva să-și exprime dragostea și acceptați că ceea ce vor ei să facă pentru voi, ceea ce vor să vă ofere, ar putea să fie chiar ce aveți nevoie, chiar dacă poate într-un fel sau altul refuzați sau nu vreți să recunoașteți că aveți nevoie, dintr-un motiv sau altul. Pe de altă parte, și voi sunteți invitați să vă exprimați aprecierea tocmai primind anumite gesturi de tandrețe, de dragoste, de apreciere, înțelegeți? Faptul că îi apreciați pe ceilalți pentru ceea ce vă oferă, demonstrează că îi și respectați. Respectați timpul, cunoașterea, implicarea, emoțiile, tot ce pun în ceea ce vă oferă. Cum să zic? Apreciați sincer oamenii din jurul vostru și rolul pe care aceștia îl au și îl asumă la un moment dat. Chiar dacă poate uneori nu-l înțelegeți, dar apreciați-l. Ei, și în momentul în care manifestați această gratitudine, încep să se manifeste și miracole și binecuvântări în viața voastră. Poate pe 13 să aveți așa o minune, într-o formă sau alta. Pe 13 noiembrie. Pentru că până la urmă, chiar și acest mic fulg, da, poate să fie o minune la un moment dat. Orice mic gest este un dar de la Univers. Primiți-l cu respect și bucurați-vă de această binecuvântare. Că tot am vorbit de 10, de 5 de monede, încercați să ieșiți din starea de lipsuri, de frig, de singurătate, ca să vă transformați viața. Repet, dacă cumva sunt cam neclară, îmi pare rău. Eventual, reascultați, eventual dați mai iute, dacă vorbesc un pic mai rar decât de obicei. Haideți să vedem ce vă pregătesc cărțile pentru această perioadă. Înainte să mai amestec o singură dată, am vrut să vă arăt că a apărut, da, Capricornul în general, dar nu este obligatoriu, că până la urmă nu toți Capricornii sunt niște diavoli întruchipați.
Și creați să ne distragă atenția, să ne tenteze și să ne ebruieze, da? Sunt Capricorn foarte frumoși și eu cunosc câțiva și îi respect și îmi sunt tare dragi. Deci nu obligatoriu să fie Capricorn, e o situație toxică. Eventual pe care sunteți chemați să o rezolvați. Da, mi-aduc aminte că am văzut Capricornul înainte să amestec, adică primul moment în care am început să amestec aceste cărți a fost Capricornul, sau diavolul mai bine zis, și temperanța. Temperanța sugerează un săgetător, dar nu e obligatoriu. Temperanța, mai presus de toate, reprezintă vindecarea unor chestiuni toxice, pentru că temperanța asta înseamnă echilibru. Sunteți chemați să vă vindecați niște chestiuni care vă intoxică viața într-un fel sau altul. Cât ați fi voi de drăguți, poate nu știți să primiți, poate nu știți să oferiți, deși vă doriți și sunteți stângaci în felul în care vă exprimați. Poate aveți niște adicții, poate aveți pe cineva în preajmă care creează această vibrație toxică și sunteți chemați să vă vindecați, eventual să exprimați, să discutați, să tăiați aceste lanțuri. Da? Ei avem o sabie, avem și niște lanțuri, voi, în fine, sunteți chemați să tăiați. Poate există o situație toxică în legătură cu un semn de aer, dar nu e obligatoriu să fie semn de aer, da? Oricum, aveți de discutat. Capricorn, Soare, Luna, Venus, Ascendent în Capricorn. Ia uite, să vă echilibrați viața, 2 de monede, noiembrie 2019. Viața, finanțele, emoțiile. Capricorn, Soare, Luna, Venus, Ascendent în Capricorn, noiembrie 2019. Capricorn, Soare, Luna, Venus, Ascendent. Noiembrie 2019. Ok. Central. Oh, spânzuratul. Am zis că unii puteți să se face cu cineva în semnul peștilor sau cu planete acolo, pentru că am văzut mai devreme, reveniți, da? Am văzut luna. Luna înseamnă rac, pești sau scorpion. În fine, trecând peste acest lucru, mic detaliu care poate nu rezonează chiar cu toți. Spânzuratul. Vă simțiți blocați și e normal cu acel Saturn pe soarele vostru. Poate că nu-i soare, poate e doar ascendent sau aveți Venus sau aveți Lună, cel mai greu de suportat cu Saturn. Și vă înțeleg la maxim, știu cum este când trece Saturn pe Lună. Este infernal, de-aia apare acel diavol, este o stare toxică pe care nu mai suportați, niște restricții. Of, Doamne! Dar trebuie să știe o leacă de astrologie ca să înțelegi prin ce trece acum Capricornul sau cel cu Soare, Lună, Venus sau cea, da? Ascendentă în Capricorn. Și Pluto, nu mai zic de Pluto. Vă simțiți legați, provocați să stați într-o poziție foarte incomodă. Poate să fie la locul de muncă, într-o relație. Sunteți în situația în care trebuie să așteptați și să faceți mari sacrificii într-o situație. Dar revin și arată și cartea. Nu întâmplător se întâmplă acest. Nu întâmplător se întâmplă, da. Treceți prin această situație, ci ca să vă înțelegeți lecția spirituală, să primiți această lumină. Poate unii dintre voi vă gândiți la cineva în semnul peștilor. Sau este casa a 12-a necunoscutului. Sunteți chemați să înțelegeți spiritualitate dintr-o altă perspectivă. Ce vă provoacă? Oho, 10 de bâte. Pentru unii poate să fie o căsnicie tare greu de suportat, în care faceți multe sacrificii, munciți. Of, vă puneți în cărcă multe responsabilități și aici este foarte greu. Pe de altă parte, provocarea este să, poate unii dimpotrivă, aveți multe responsabilități și simțiți că nu puteți să vă implicați în toate, din niște motive. Există niște amânări, niște îngreunări de situație. Aici e provocarea. Provocarea este eventual
Să renunțați la o parte din aceste responsabilități, la o parte din aceste bâte. Dar când renunțați, când primiți această lumină și aveți curaj să vă descătușați, să vă desfaceți singur funile. Vedem cum se așează cărțile. Interesant. În trecutul îndepărtat, iar, probabil că nu întâmplător, unii aveți de-a face cu un semn de aer, gemeni, vărsător sau balanță, dar nu e obligatoriu. Niște comunicări, poate niște vești sau poate niște bârfe v-au influențat viața, pentru că valetul, varianta negativă a valetului de spade, reprezintă și o persoană care comunică foarte ușor, ușuratic, se concentrează mai mult pe bârfe și mai puțin pe lucrurile importante. E mai puțin asumată, dar aici e provocarea. Poate unii trebuie să fiți mai asumați, unii, nu spun toți, că în general capricornii sunt asumați, dar unii, poate cei mai tineri, sau din anumite motive, din cauza unor toxicități, nu reușiți să manifestați o seriozitate în felul în care discutați. Repet, nu este vorba obligatoriu de voi, poate de unele persoane cu care ați relaționat în trecutul îndepărtat. Nu vă acuz de nimic. Doamne ferește că am spus să-mi sunteți dragi. Trecutul apropiat, iar luna și am vorbit de ea, nu întâmplător apare. Luna, secrete. Evident că poate să fie un rac, evident că poate să fie și un pește și un scorpion. Niște chestiuni care țin de mamă, iar. Poate mama v-a afectat în ultima vreme. Pe unele femei, poate ați avut probleme cu burtica. Pentru unele dintre voi, trecând peste acest mic detaliu, luna înseamnă secrete, înseamnă frici, fobii, pentru că a apărut și diavolul. Pentru unii dintre voi, vă este teamă să vă implicați cu totul într-o relație, pentru că știți, vedeți aceste responsabilități și nu aveți curajul. Asta e adevărul, nu aveți curajul. Poate că în trecut unii dintre voi ați manifestat prea mult acest valet de spade. Ați vorbit, vorbit, dar de înfăptuit mai puțin. Și nu vă supărați, ceea ce spun în această etalare poate să fie despre voi, poate să fie despre persoana cu care ați avut de-a face. Poate aveți unii dintre voi și niște coșmaruri sau persoana aceasta în semn de apă își face griji pentru voi. Teoretic ar trebui să pun clarificator, dar vreau măcar să desfac toate cărțile pentru crucea celtică, să văd dacă am timp. Poate totuși se așează într-o logică. Bine ar fi să începeți să faceți niște afirmații și să lucrați cu luna, cu luna plină și cu luna nouă, ca să puteți să ieșiți din aceste blocaje. Aici este o amânare, sunt niște blocaje, probabil datorită acelui Saturn și acelui Pluto, cu scopul de a vă ridica, de a vă ridica vibrația și capacitatea de a înțelege și de a fi spirituali. Și de a vă implica sau de a ieși dintr-o relație în care îl munciți foarte mult și nu mai aveți timp de voi, de spiritul vostru, nu vă mai regăsiți. Mulțumesc. Unii dintre voi poate nici nu v-ați mai gândit la Dumnezeu, eu știu, la sufletul, la spiritul vostru, de prea multe griji. De prea multe griji. Oh, da, ce frumos. Aveți putere. Sunteți puternici. Și Saturn asta vă învață că sunteți puternici. Mai mult ca niciodată. Oh, mă bucur, mă bucur. Ea este a treia arcană majoră. Of, și mă bucur să o văd. Viitorul apropiat. Oh, a patra. Wow. Justiția. O balanță apare în joc. Dar trecând peste această balanță,
Apare justiția. Posibil unii dintre voi vă separați de ceva, de cineva, ori la job, ori în familie, da? Că tot unii dintre voi trageți la jug sau ei se separă de voi. Că e semn de foc, că e semn de aer, e a doua oară când apare semnul balanței, da? Variază de la unii la alții. E o chestiune care trebuie echilibrată. Că altfel duce la toxicitate, evident, că a apărut diavolul. Prea multă responsabilitate sau prea multă stagnare nu e bine. Poate începe să comunicați, văd o spadă ridicată, să comunicați echilibrat sau despre ceea ce vă echilibrează sau comunicarea cu cineva care lucrează în justiție sau are un mental foarte clar, vă ajută să vă echilibrați. Pentru unii este un semn de foc care vrea să vă cheme justiție. Și pentru asta trebuie să aveți putere. Să vă susțineți eventual drepturile sau cauza, dacă e nevoie. Că e semn de apă, că e de foc, că e de aer, variază. Posibil pentru unii s-ar putea să fiți chemați să răspundeți pentru niște chestiuni legale. Dar aveți putere, da? Vă controlați vestioara, vă controlați nervii. Poate vă vine să urlați de câte aveți de îndurat, ori de sacrificat, ori de muncă. O muncă epuizantă pentru unii. Alții, poate o stagnare care devine epuizantă și totuși trebuie să vă abțineți. Pentru că totul este spre creșterea voastră spirituală. Aveți aici două cărți care vorbesc despre și justiția. Într-un fel sau altul vă învață. Da? Avem lumină și aici? Aveți? Avem lumină și semnul infinitului și aici. Că fi semn de foc care vă cheamă în justiție, că fi semn de foc care vă întărește, poate să varieze de la unul la altul, poate să fie și semn de apă, evident, și orice alt semn. Dar nu ne mai fixăm pe semne, ci pe energii. Toată situația în sine, toate greutățile prin care treceți, vă întăresc. Și există cineva, și așa îmi place să văd această carte, care e în preajma voastră, posibil o femeie. Pe de o parte, o femeie vă provoacă la reechilibrarea unei situații într-o formă destul de dură și pe de altă parte, altă femeie, pentru bărbați vorbesc acum, vă susține cu tandrețe, cu răbdare, cu căldură. Acum că e femeie, că e bărbat, evident că variază de la persoană la persoană, dar este o energie feminină. Am spus și la altă etalare, nu mai știu la care, la vărsător. Da? Bine, am spus-o de-a lungul timpului. Că orice ființă feminină apare în cărți, poate să reprezinte și un bărbat. În fine. Frumos. Frumos, mai ales când apare puterea. Vă confirmă faptul că veți reuși. Cu răbdare, cu credință, dar trebuie să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă. Nu degeaba se întâmplă toate câte se întâmplă. Sfatul, interesant, 10 de monede. Cine a mai avut sfatul în aceeași poziție? Aceeași poziție cred că a avut... Gemini, să nu greșesc, dar vă uitați. Oricum, am mai avut o zodină exact în aceeași poziție, 10 de monede. Sfatul este să vă concentrați pe familie. Să faceți eforturi.
Eventual să respectați niște tradiții, altfel cineva s-ar putea să vă cheme în justiție sau să apară această nevoie de a echilibra, poate unor într-un fel mai dur. Sfatul este să vă duceți la cei de acasă și să vă echilibrați și să vă încărcați de putere, eventual. Sfatul este să vă concentrați pe valorile clasice, pe echilibru familiei voastre, pentru că familia vă dă echilibru. Singur nu puteți face față unor provocări. Exterior? Valetul de bâte. Iar un semn de foc care vă transmite un mesaj, că e pasional, dar nu prea văd aici pasiune. E un mesaj. Poate este vorba despre un copil, poate e chiar un copil care vă influențează și discutați, da, niște chestiuni legate de familie, justiție. Da. Unul dintre voi, în această poveste cel puțin, unul se implică prea mult și celălalt nu, stagnează sau pur și simplu nu acționează. Niște chestiuni legate de un copil. Copilul are nevoie probabil de ajutor și asta e. Dacă nu e copil, că poate nu toți aveți copii în această situație, am spus, poate să fie un semn de foc. Berbe, ca adesea, pentru că e prima persoană de la curte. Berbec, dar poate să fie și leu, poate să fie și săgetător sau persoană cu planete acolo. Sau care se manifestă într-un mod destul de pasional, vorbește, iar avem comunicare, da? E al doilea valet. Un mesaj. Vă influențează această poveste. Sper că acest mesaj să fie creativ. În general, bătele sunt creative, să vă dea idei bune, cum să rezolvați, cum să ieșiți din problemă. Pentru că bătele sunt creative. De ce vă este teamă? Ia uite, de 9 de bâte, 10 de bâte. Aveți niște blocaje. De aceste blocaje, vă este teamă că un semn de foc vă blochează. Cu fie acesta, dar nu e obligatoriu, aici văd puterea ca pe o confirmare a unei prietenii pe care o aveți cu cineva, nu obligatoriu semn de foc, o prietenie care vă susține. Poate în paralel mai este un semn de foc care vă creează probleme, vă obligă să vă implicați în ce nu vreți sau vă pune niște blocaje, niște ziduri. Și vă este teamă. Pentru unii, poate vă este teamă să vă deschideți și încă sunteți în spatele, în fața zidurilor și vă apărați niște răni ascunse. Niște răni, probabil, care vin ori din altă viață, ori din familie, ori din frică. Interesant cum vin mesajele acum. Dar, repet, aveți puterea. Dacă nu este o persoană care vă susține, fiți atenți că sunteți susținuți de îngerii voștri protectori. Poate să fie o persoană care s-a dus, un părinte, un bunic sau chiar cineva din altă viață care vă susține. Ce vă doriți? Probabil că încă vă este greu să renunțați la niște toxicități, la niște adicții, la o legătură toxică. Pe de altă parte, este ciudat să vă doriți așa ceva, dar unora chiar le plac anumite obiceiuri pe care, eu știu, și le-au creat. De exemplu, unora le place să fumeze. Știu că nu-i bine, că nu-i sănătos, dar le place să fumeze, da? E o adicție care e toxică și totuși o doresc. Dar pe de altă parte, trecând peste aceste detalii, probabil că
poziția dorințelor. Aveți o obsesie sexuală pentru cineva. Vă doriți foarte mult pe cineva. Interesant. Și din acest motiv sunteți chemați să vă abțineți, să vă controlați, ca să puteți evolua. Posibil pentru unii, cu cât stați mai mult în această energie stagnantă, cu atât vă doriți mai mult pe cineva. Și stați pentru că aveți de lucru. Și luna poate să fie obsedantă. Interesant. Dar este, de obicei, eu văd diavolul ca Saturn varianta negativă, da? Saturn varianta pozitivă este lumea, momentul în care v-ați învăța lecția. Aici este varianta negativă. Mulțumesc de inspirație, Doamne. Cred că este Saturnul acesta care pune presiune pe soarele vostru. Și vă simțiți intoxicați de toate aceste... Da, asta este neapărat. Că nu putem să-i acuzăm pe toți capricornii că ar fi toxici, obsedați și așa mai departe. Evident. Of, sunt și oameni foarte frumoși în zodia asta. Sunt niște presiuni care se pun, niște frici pe care le descoperiți, mai ales dacă aveți lună în capricorn. Da? Ei, și astea toate devin niște energii toxice de care eventual v-ați dori să scăpați. Da? Pentru că 10 de bâte are nevoie să renunțe la o parte din bâte, că altfel devin toxice. Finalul, patru de cupe, cineva, posibil semn de apă, e supărat. Sau poate și voi sunteți supărați. Există un trio care afectează o oportunitate care plutește în aer. Pentru unii dintre voi există posibil și varianta asta. O persoană mai tinerică, foarte pasională, pentru care ați făcut o obsesie. Posibil. Aș vrea să clarific acest diavol. Este prima oară când scot aceste cărți la atac. Aveți aici faetonul cu care ați avut niște argumente, faetonul semnul racului, judecata, o transformare, chemarea la o nouă viață și totuși trebuie să munciți, să luptați. Clarificăm, te rog frumos, diavolul. Capricorn, soare, domnul, să zicem. Ok. Da, 10 de cupe. Este un ideal foarte frumos. Posibil să fie semn de apă. Apare și aici și apare și aici. Da? În două poziții. Vă doriți intens această mare bucurie, această familie fericită. Dar ca să o aveți, trebuie să vă implicați și într-un alt mod. Pentru unii, cineva în semnul peștilor sau aracului, pe de-o parte vă face foarte fericiți, vă intoxică cu atâtea emoții, dar dintr-un motiv sau altul, cineva e supărat, totuși, într-un final. Mai dăm o carte.
Ultima carte pentru acest 10 de cupe. Clarificăm 10 de cupe. Nu sunt prea multe. Eu așa văd, așa vă transmit. Au venit 4 cărți. Prin toate problemele prin care treceți, că e semn de apă, că e semn de nu contează, există o situație, o relație, o persoană care v-a făcut de-a lungul acestei perioade foarte fericiți. E o intoxicare emoțională, faină, pe care vă doriți în poziția dorințelor. Da? Sau o fericire de care sunteți obsedați. Eventual, încercați să evadați, da? Să evadați din probleme prin sau ați încercat prin această relație sau situație foarte, foarte frumușică. Și totuși, din niște motive, n-a fost un echilibru financiar, cineva a plecat și a văzut de drumul său, s-a detașat mental, pentru că a fost o relație în care unul probabil a oferit mai mult decât celălalt. Da. Unul a oferit mai mult decât celălalt și la un moment dat persoana care a tot oferit, de-aia ați primit, apreciați. Da? Fără supărare. Cel care a oferit mai mult a plecat, s-a detașat mental, s-a setat, a ales, da? Și acum probabil se vindecă. Evident că puteți să fiți voi. Și în acest context, persoană încă, posibil semn de apă, e supărată. E supărată pentru acest trio și nu vrea să mai primească niciun gest de împăcare. Da. Cineva e rănit? Se simte trădat? Și la un moment dat, probabil, că unul dintre voi va dori să facă un gest de împăcare, iar alt valet. Să-și ceară scuze pentru câte a făcut. Pentru că, da, o persoană în această poveste e foarte, foarte tristă. Da, și după ce va face acest gest de împăcare și va cere scuze și nu doar va cere scuze, se va implica, puteți să manifestați un nou început, o nouă relație. Lucrurile par destul de ciudate, dar este normal cu atmosfera asta greoaie, vibrația asta lui Saturn. La capătul setului de cărți aveți 7 de bâte. O persoană se apără. Ori voi vă apărați dacă sunteți chemați în justiție. Ori trebuie să vă apărați, să vă echilibrați viața. Eventual, să vă schimbați. Aici puteți să fiți voi, semn de pământ. Să vă schimbați viața cu un semn de foc. Sau ce semn de foc vă afectează? Simt așa o energie foarte apăsătoare. Foarte apăsătoare în această etalare. Îmi pare rău.
Față de alte etalări, aici simt o energie extrem de greoaie. Tot îmi vine să oftez. Și există ceva de o presiune la nivelul inimii. Poate aceste blocaje. Ideea este că trebuie să munciți ca să vă echilibrați financiar și emoțional, să ajungeți la un statut de independență financiară care vă poate schimba viața. Eventual, întâlnirea cu un semn de foc vă poate schimba această sau scoate din această energie. Dar semn de foc nu este obligatoriu să fie semnul leului, al berbecului sau al săgetătorului. Pentru unii poate să fie. Pur și simplu să fie o femeie, o persoană creativă, pasională, care vă transmite acest patos pentru viață, pentru proiecte, pentru vă cheamă, e o persoană întreprinzătoare, vă cheamă la niște proiecte. Vă încălzește, iar apare eremitul, vă încălzește această iarnă, nu știu, sufletească prin care treceți, iaute, patru de bâte, argumente. Puf! Puf! Da, dăm vina pe Saturn. Oricum, încet, încet, se va manifesta și acest nou început. Repet, nu e obligatoriu să fie semn de foc, apare și valetul. Poate sunt mesaje care vă cheamă la un nou proiect, la un nou fel de a vă implica în viață. Dar, evident, cineva trebuie să-și ceară scuze față de o altă persoană care se simte rănită, se simte trădată. Probabil că s-a implicat și n-a fost apreciată implicarea. Variază de la persoană la persoană. Repet, nu vă acuz de nimic. Citesc cărțile cum le văd. E posibil ca ceea ce văd despre voi să fie, să aibă legătură cu persoana cu care relaționați în acest moment. Dar e o energie foarte greoaie. Nu vă supărați. Vreți să recunoașteți, nu vreți? Ia uite, iar apare 5 de monede. 5 de monede, de obicei înseamnă singurătate, răceală, dar în acest context înseamnă context. Înseamnă o iubire furată pe aici, pe acolo. Valetul de monede sunteți voi. Încercați să vă schimbați, să ieșiți din această energie destul de ascunsă. Vă doriți emoții, dar parcă nu reușiți să vă exprimați. Soarele nu vine să ascendent în Capricorn. Noiembrie 2019. Capricorn și partenerilor. Soarele nu vine să ascendent în Capricorn. Ce vă doriți voi, de ce vă este teamă, ce își doresc ei, de ce le este teamă lor, să zicem. Ce vă doriți? Oh, 6 de monede. Vă doriți să vină în viața voastră, îi așteptați. Îi așteptați, aveți poftă pentru ei. Mare, mare poftă, că a apărut și diavolul în dorința, în poziția dorințelor. Îi așteptați să vină. Că e bărbat, că femeie nu contează. Să vă echilibreze dorințele și viața. Avem monede, poate și financiară. Ce își doresc ei? 7 de cupe. Ei deocamdată visează la voi. Este cartea fanteziilor erotice. Nu e o chestie practică. Își doresc să fie cu voi, să vă sărute, să vă atingă sau să-i atingeți, să-i satisfaceți. Au fantezii erotice. Dar, evident, de la fantezie până la realitate, cale lungă. Broscuța asta testoasă arată că
Măcar în această poveste, poate nu are nicio legătură cu ce am zis la Crucea Celtică, măcar în această poveste, fanteziile se vor realiza destul de greu. Pe de o parte, voi îi așteptați, pe de altă parte, ei visează la voi. De ce vă este teamă? O, de lume?